Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit! Astăzi este despre inițiative ale tinerilor. Emisiunea de astăzi se numește Cercetașii României, împreună pentru o lume mai bună, inițiativa de tineret roscout.ed, și am ca invitație doi tineri, bineînțeles, cei care promovează acest proiect, și este vorba despre Cristiana Grosu. Bună seara! Bună seara! Și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Și despre Mihnea Ștefan. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc! Amândoi sunteți elevi în clasa a 12-a. Cristiana, tu ești la ce liceu? La Colegiul Național Gheorghe Șincai, pe matematică informatică. Pe matematică informatică. Și tu? Eu sunt la Colegiul Național Gheorghe Lazar. Pe științele naturii. Pe științele naturii, deci profilul este tot real. Da. Hai să vorbim un pic despre... Văd că aveți niște ținute foarte elegante, foarte interesante. Ce poți să ne spui, Cristiana, despre ținuta aceasta? Este uniforma de cercetaș. Noi în timpul liber suntem și cercetași. Facem parte din Organizația Națională, de fapt, a Cercetașilor România, care se ocupă cu o educație non-formală pentru tineri, datorită unor oameni foarte scumpi care își devotă timpul lor propriu pentru a ne duce la munte, a ne oferi tot felul de oportunități ca aceasta despre care discutăm în seara aceasta, și a se asigura că ne dezvoltăm și personal, nu numai intelectual, dar se ocupă și de partea intelectuală, desigur. În paralel cu școala, nu? În paralel cu școala. Sigur că da. Așadar, tu ai ținuta de cercetaș, adică aveți câte o cămașă pe care aveți însemnele Cercetașii României și este un fel de cravată ce purtați voi la gât? Da, o eșarfă. O eșarfă. Care semnifică în funcție de culoare, semnifică și ramura de vârstă de care face parte. Aceasta este albastră, adică eu fac parte din grupa exploratorilor, adică elevii de liceu, clasele 9-12, și în funcție de vârsta pe care o are fiecare cercetaș, sunt și cravate de culori diferite. Așa, și poți să ne spui ce culori mai sunt? Deci sunt cravatele galbene, care sunt pentru grupa lupișorilor, deci școala primară, în principiu, iar avem o eșarfă verde pentru grupa oamenilor care sunt în gimnazială, și urmează seniorii pentru oamenii care sunt la facultate, până în 24 de ani, o chestie genul acesta. Și aveți și așa ceva? Adică aveți și oameni? Da, da, da. Deci este frumos. Un ONG care cuprinde tineri, dar avem totuși și susținerea adultă din partea liderilor, care și au cămașe specifice, au o eșarfă specifică. Dar de unde și până unde ați ajuns? Cum ați ajuns voi la Cercetașii României? Eu am ajuns în centrul local Cabana Scout, pentru că organizația este împărțită în diferite centre locale, care fac mai eficientă această mișcare, fiind totul mult mai personal. Prin fratele meu, care a făcut meditații la Casa Schiller, de germană, și acolo are sediul Cabana Scout. Da? Și a văzut anunțul, el a mai fost cercetaș când eu eram mai mică, la un alt centru, și eu am rămas setată pe ideea asta, cum e cu frații mai mari, când îi vezi că fac ceva. Vrei să faci și tu neapărat? Care sunt niște modele, devin niște modele. Și atunci, imediat ce a văzut, a vorbit cu părinții mei și m-a înscris în clasa a 5-a. Și de atunci tot sunt cercetașă. Din clasa a 5-a? Da. Și ai fost consecventă. Și ești între a 12-a, te așteaptă bacalaureatul și ești în continuare consecventă. Asta pentru că e o parte din viața mea și îmi place. Și ai niște valori deja în legătură cu... Da, îmi pune niște valori. Și tu? Da, eu printr-o cunoștință, pentru un prieten de familie. Da, ne-a povestit despre cam ce lucruri se întâmplă pe acolo, ce activități se desfășoară, și m-a atras foarte mult partea aceasta de educație. Și părinții mei au fost de acord, au zis, uite, e o oportunitate bună să înveți anumite valori, să înveți anumite abilități. Și așa am ajuns să fiu la un centru local în București. De când, Mihnea? De când ești tu? Tot așa de mic, clasa a treia. Clasa a treia? Da. Ce frumos! Da. Nu constant, dar o perioadă mai fragmentată, dar totuși... Vom vorbi imediat și despre proiectul vostru, pentru că mie mi s-a părut foarte interesant să aveți așa o inițiativă și merită ca lumea să știe despre el și să fie cu ochii pe voi și cum îl desfășura și chiar să participe la ceea ce se întâmplă acolo. Însă, aș vrea să le mai trezim un pic curiozitatea despre ce faceți voi, de fapt, la Cercetașii România. Adică ce se întâmplă acolo, Cristiana?
Aici intervin din nou ramurile de vârstă. Când ești temerar, de exemplu, cum am început eu, între clasele a 5-a și a 8-a, este liderul care te duce la munte și te învață și lucruri basic, dacă aș putea să le spun așa, de supraviețuire. Mi-am amintesc că am avut un proiect de a face o masă, dar din lucruri pe care le găseam în pădure. Așa. Și asta ne-a învățat foarte multe și despre colaborare, pentru că se pune foarte mult accent pe colaborare între copii, pe lucrul în echipă. Adică să pregătiți mâncare, asta era face tema? Și mâncare și chiar la foc. Așa. Da. Și pe lângă acestea sunt întâlniri săptămânale în orașul din care ești, București în cazul meu, în care avem momente spirituale, în care discutăm despre sensul vieții adaptat cumva pentru copii, adică că să înțelegem noi, să ne dăm seama cine suntem, mai ales în preadolescență e o întrebare foarte mare, cine sunt, da. Și după în adolescență contează foarte mult ce parcurs ai apucat în clasele 5-8. Iar asta cu sensul vieții iar este o preocupare. O întrebare care o să ne însățească toată viața. Da. Dar e bine să știm. E adevărat că nu găsești răspunsul. Clar. Dar e bine să cauți, glumesc acum. E important să aflați despre ce poate să constituie un sens în viața voastră. Pentru că asta vă va da o motivație pentru mai departe. Și ne imprimă niște valori pe parcurs, adică vorbim despre sensul vieții, dar ne dăm seama că putem să încercăm să facem bine, că putem să discutăm cu o persoană doar atunci când avem de transmis ceva bun, să facem un progres, că este important să te duci pe o grămadă de subiecte, mai ales acum când copiii, datorită social media-ului, devin foarte conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, cum să reacționăm la lucrurile care se întâmplă în jurul nostru într-un mod proactiv. Asta înseamnă cercetășia. Deci, practic, cum să relaționați cu mediul, dar și cu oamenii. Și cu noi înțeși. Vostru și cu voi. Foarte interesant. Da. Mihnea, tu poți să mai adaugi ceva la ce a spus Cristiana? Da, sigur. Învățăm tot felul de abilități de supraviețuire, de prim ajutor, adică sunt niște lucruri care pare pot părea opțional în viața de zi cu zi, dar anumite abilități îți conferă și un anumit grad de încredere în tine, că poți să fii gata oricând în orice situație. Foarte frumos, da. Adică ești pregătit pentru viață. Indiferent de condițiile în care te afli, tu ești pregătit să găsești o soluție. Ceea ce mi se pare foarte important pentru orice tânăr să dețină ca și informații, ca și abilități, este extrem de important. Pentru că noi uităm un lucru prins și în zona noastră de confort, uităm că s-ar putea confortul ăsta să nu mai avem mâine. Și atunci nu ne lăsăm să învățăm cum am putea să ne descurcăm în alte condiții, ceea ce e extrem de important. Sunteți pregătiți de seniori, de copii de vârsta voastră, de cine e mediatorul la întâlnirile astea? Acesta ar fi liderul. Așa. Liderul este un adult. Așa. Care își dedică timpul copiilor. Adică lui nu, ca să mă exprim într-un mod, dar nu iese nimic din lucrul acesta. Nu-i remunerat, nu-i plătit, face de plăcere. Bucuria de a transmite mai departe niște informații, de a vedea o generație pregătită, niște copii capabili, care au încredere în sine și sunt pregătiți să facă ceea ce vor și să obțină ceea ce vor de la viață. Și ei trec prin anumite cursuri, adică sunt pregătiți înainte, organizația le oferă anumite workshop-uri care învață niște metode de pedagogie, ei au oricum niște etape după care se ghidează și totul este foarte consecvent în mișcare, atât la nivel național cât și la nivel mondial, pentru că facem parte din organizația mondială Mișcarea Scout. Și sunt niște oameni minunați. Am avut în majoritar numai experiențe foarte bune. Ce frumos. Voi sunteți și voi la rândul vostru instructor pentru copii? Sau? Da, în principiu atât ce treci la ramă de vârstă mai mari, cum ar fi, adică exploratori seniori, ai oportunitatea să faci anumite workshop-uri cu unități mai mici, de exemplu lupișor sau temerari, care pot fi de toate, adică fie dezvoltare personală, vorbim despre okay, viitorul meu, cum ar trebui să abordez venirea mea la liceu, spre exemplu, în cazul temerarilor,
cât de important este să mă aleg un liceu și un profil care rezonează cu mine. A, inclusiv asta discutați, da. Despre cum să vă alegeți liceul și cât de important este să rezonezi cu școala respectivă, cu mediul respectiv. Da. Interesant. Și sunt copii care vin către voi? Sunt copii interesați, Cristiana? Da, de exemplu, odată ce am trecut la ramura de explorator, am păstrat legătura cu colegii mei mai micuți de la temerare. Exploratorii este de la liceu. Așa. Și mi-au pus tot felul de întrebări despre liceu, despre ce licee să-și aleagă, atât mie cât și seniorilor care terminaseră deja liceele, liceul. Și tot felul de experiențe, adică ne-au întrebat, pe mine m-au invitat copiii aceștia afară, dar nu prea îmi place chestia asta la ei, ți se pare ok? Ne ghidăm unii pe alții, atât ei cât și noi avem foarte multe lucruri de învățat unii de la alții și avem o continuitate în tot ceea ce facem. Foarte interesant. Colegii de la școală, de la școlile voastre, știu despre ce faceți voi? Ștefan? Ei, Mihnea? Da. Le-ai spus? Nu prea, nu. Adică nu sunt... Nu le-ai spus? Nu. Eu un pic de... sunt un pic mai... timid. Reticent la a spune, adică lumina ceea ce fac în timpul liber. Nu neapărat pentru că am o problemă să fiu extrovertit sau chestii genul acesta, ci pur și simplu pentru că nu văd relevanța acestui lucru. Dar poate erau interesați și ei să vină către... Da, ar fi o idee de acum încolo să încerc să fiu mai deschis legat de chestia asta. Acum că ești a 12-a, într-o oră, da. Să le spui, uite, vreau să vă spun ce am făcut eu în toți acești ani. Și poate, cine știe, poate au frați mai mici, poate au cunoștințe pe care le pot îndruma către voi, către cercetașii României. Cristiana, știu colegii tăi despre ce faci? O parte, da. Cu cine am vorbit, cu cine vorbesc în timpul liber mai ales. Sunt uimiți de fiecare dată când aud dintr-a noua încoace. Încă ești cercetaș? Ești, dacă ești consecventă, da, sigur. Da. Le-am explicat. Am chiar un prieten la începutul clasei a noua. Știu că am adus mai mulți prieteni din liceu, nu neapărat din clasă. Și unul dintre ei încă este cercetaș. Și asta încă ne unește acolo. Am tot găsit oameni interesați care au venit și oameni care poate n-au fost interesați pentru că nu li s-a potrivit. Dar cum e asta cu timpul vostru liber? Că voi totuși sunteți la un profil care vă solicită foarte mult. Profilul matematică, informatică și științele naturii, ambele, adică specializările astea de la profilul real, ambele sunt foarte solicitante. Cum vă împărțiți? Adică mai găsiți și timp pentru asta? Da, adică mie mi se pare că este o activitate care mă relaxează. Și care în același timp, poate chiar și învăț ceva din... proiectele pe care le fac sau din activitățile care se desfășoară în fiecare săptămână. Este vorba pur și simplu de o deconectare, poate, de la mediul acesta al școlii și încercarea de a merge, poate, pe o direcție mai informală. Cristiana? Încerc să-mi fac timp. Mereu mi-au plăcut activitățile extrașcolare care pun o amprentă pe dezvoltarea ta personală. Mereu am fost implicată, nu a fost Organizația Națională a Cercetașii României, nu este singura din care am făcut parte. Aha, ai mai avut și alte. Dar este cea care durează cel mai mult. Așa. Și când ceva îți place, rezolvi problema timpului, mai ales dacă e ceva care îți aduce și o motivație, cum e proiectul nostru. Uite, și am ajuns la proiectul vostru. Proiectul vostru este... denumit roscout.ed. Hai să vedem de ce l-ați denumit așa. Da, deci Ro este de la România, Scout este pentru că suntem cercetași, iar Ed vine de la educație. Practic, misiunea noastră este aceasta. Misiunea voastră este aceasta, adică educația non-formală, nu? Dar și să înțeleg că proiectul presupune, Cristiana, vorbește un pic despre Este o serie de episoade stil podcast în care avem anumiți invitați pe care poate noi îi admirăm sau considerăm că au făcut ceva ce ne place, ceva frumos și îi chemăm să întrebăm cum i-a sprijinit sistemul școlar în ceea ce au făcut, ce au învățat, ce au trebuit să facă pe cont propriu, unde a fost foarte bine și trebuie repetat, unde se poate îmbunătăți situația.
astfel încât să discutăm poate și anumite soluții la lucruri care ne deranjează sau să scoatem în evidență lucrurile bune care se întâmplă. În primul rând, cum v-ați ales persoanele pe care le-ați invitat, Mihnea? Cum ați reușit să faceți o listă și câte persoane ați ales pentru proiectul ăsta? Păi fiind un podcast despre educație, am încercat totuși să găsim persoane care fie se implică pe partea aceasta strictă a educației, cum ar fi în școli, sau pe partea de dezvoltare personală, educație non-formală. Și cam așa ne-am ales noi invitații. În momentul de față avem în jur de 3-4 invitați pe care ne-am gândit să îi aducem la podcast. Primul invitat pe care l-am avut săptămâna aceasta, am filmat o variantă a primului episod, a fost o fată pe numele Alexandra Băieții. Care... Alexandra cum? Băieții. Băieții, da. Așa. O autoare a unei cărți, la vârsta de 13 ani, numită Impactul, autoare a unei alte cărți, la vârsta de 15 ani și urmează să fie autoare a unei alte cărți, și care se implică foarte mult pe partea aceasta de dezvoltare personală. Și este elevă, a terminat, da. Este elevă? Da, este elevă tot în clasa 12. Tot în clasa 12, mamă, ce frumos. Face workshop-uri cu diferiți copii din primară, din generală. Bravo, despre arta de a scrie, despre cum să scrii? Nu neapărat, sau? Mai degrabă despre partea de dezvoltare personală, cum să privești lucrurile venind spre viitor. De exemplu, ne povestea că un capitol din cartea ei este rezervat planurilor de viitor. Cum să-ți formezi un plan de viitor, ce ar trebui să ai în vedere și mai exact care sunt pașii de urmărit ca să poți să îți îndeplinești obiectivele pe termen lung. Interesant. Hai să pornim de la început. Cum v-a venit ideea proiectului, Cristiana? De ce proiectul ăsta? Cum s-a născut ideea de proiect? Am primit un fel de anunț de la Organizația Națională că inițiativa PPP Împreună Facem Bine, care este un program pandemic pentru patrulele de cercetași, organizează în parteneriat cu Kaufland acordarea unor mini-granturi pentru a ne implica în societate, pentru a da ceva înapoi comunității noastre. Și ni s-a părut foarte interesantă ideea, noi n-aveam neapărat ceva planificat înainte, așa că ne-am întâlnit într-o seară pe Meet, pentru că așa se întâmplă lucrurile acum și, mai nou, da. Da, și am făcut brainstorming. Se pare, are și avantaje, totuși. Da, e mult mai rapid, pentru că în momentul ăla am auzit, ne-am întâlnit, am început să facem. Are și dezavantaje că timpul pe care îl aveai la dispoziție seara nu prea mai e la dispoziție acum, că totul se mută de dimineață, după amiază, se mută către seară, astfel încât ziua ta este... Împrăștiată. Dar este și o modalitate mai comodă de a realiza o activitate, da? Căci nu mai stai, nu mai depinzi de trafic, e mai lejer. Așadar, într-o seară v-ați întâlnit și ați discutat? Am discutat, am zis ok, ce vrem noi să facem și am stat foarte mult să ne gândim, mai ales pentru că fiind toți cei implicați în proiect clasa 12-a, este foarte complicat cu timpul. Și am ajuns la concluzia că lui Mihnea a venit de fapt ideea, mulțumim Mihnea, așa, să facem o serie de podcasturi despre educație, fiind ultimul nostru an de liceu, să tragem cumva niște concluzii, să punem niște lucruri pe masă de discutat despre ceea ce a fost wow și ceea ce ar fi mai frumos în viitor pentru copiii care vin, noi terminând acum. Și așa s-a născut Roscouted și de acolo am făcut toate demersurile necesare. Bun. Așadar, primul podcast a fost realizat, da? Deci, lista aceasta tot nu m-ați lămurit. Cum ați făcut-o? V-ați gândit voi cam ce v-ar face vă o plăcere? V-ați gândit la personalități din anumite domenii? Sau cum ați făcut lista aceasta de oameni? Păi, practic, e foarte important ceea ce am observat noi, un mediu în care suntem, că toată lumea are un impact unul asupra celuilalt. Așa. Așa că, practic, am încercat să găsim contacte din interiorul organizației, așa, cel mai apropiat pentru noi, centrul local. Așa. Și după aia să încercăm să găsim și alte contacte, cum ar fi din alte organizații în care facem parte, care știam din faptul că vorbim cu persoanele respective, că sunt implicate în partea aceasta de educație și... Așa ne-am format. Așadar, oamenii pe care i-ați selectat sunt oameni din interior, adică oameni despre care știați că sunt membri în organizație și care au un cuvânt de spus, care
pot deveni purtător de cuvânt pentru alții, nu? Pot oferi o motivație, nu? Un model de urmat. Unii sunt membri, alții nu sunt. Alții nu sunt, da, prin recomandări. Da. Dar despre asta o să vorbim după câteva minute de pauză. Și Timișoara, capitală culturală europeană, se pregătesc foarte multe lucruri. De această dată mi-am propus să vă fac poftă de sport, pentru că e vară, pentru că e ziua lungă, pentru că avem timp. Despre dansul feminin și masculin, cât se poate de terestru. Am revenit la Canal 33 cu telenovela momentului, transferul lui Leo Messi de la Barcelona la PSG. Înseamnă puterea sacrificiului, dar și puterea renașterii spiritului de luptător în arenele sportive. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Despre oameni care ridică România pe culmile internaționale. Astăzi am pregătit o shawarma cu de toate pentru suflet de femeie. Astăzi avem o temă mai specială, clientul român între karma și liberul arbitru. Cred că căldura ne-a toropit pe toți și nu aveam în minte decât concediu și vacanță. Da, totuși ruleta pasiunii nu trebuie să lipsească din casele dumneavoastră joi la ora 18. Acest eu fuge pur și simplu undeva, într-o imagine. Am văzut, de exemplu, date foarte bune în ceea ce privește numărul de investitori noi la bursă. Discutăm despre bloggeri și bloguri. Cum vedeți responsabilitatea bloggerilor în crearea de opinie? În această seară am să vă prezint și o afacere și o doamnă. Vorbim despre șamanism, înțelepciunea metodelor și practicilor șamanice. Încercăm să ne orientăm printre ceea ce urmează, confruntarea cu această tulpină numită Delta. În prezent, mulți oameni vorbesc despre vibrație, despre energie, despre energie bună, despre energie mai puțin bună. Ne întâlnim la această ediție și vorbim despre... Și acum că am revenit din pauza publicitară, Cristiana, hai să ne mai spui și tu câte ceva despre invitații aceștia. Revenind la Alexandra Băieții, da? Eu i-am citit cartea când a apărut, pentru că e publicată în Cărturești. Așa. Și ulterior am și cunoscut-o și am devenit prietene și așa am ajuns la Alexandra. Este o prietenă pe care o admir foarte, foarte mult, pentru că face lucruri inedite, de la workshop-urile ei până la... cartea aceasta, pentru că cu impactul, pentru că ea și-a propus un proiect și a reușit să-l ducă la capăt și a învățat niște lucruri și nu vrea ca restul copiilor care vor să facă același lucru să se mai străduiască cât de mult s-a străduit ea. Știi ce se întâmplă? Și eu am întâlnit, iartă-mă că te întrerup și te rog să-ți continui ideea, și eu am întâlnit foarte mulți copii foarte talentați, foarte talentați. Însă, în momentul în care le spui, da, hai, continuă să scrii, pentru că e păcat să nu... Mă lovesc de reticența asta, da, ce folos să scriu, cine o să-mi publice mie, adică o lipsă de asta de încredere și unde trebuie să mă, de un efort prea mare sau nu sunt încurajați, unii chiar nu sunt încurajați de părinți și chiar consider că este o pierdere mare, pentru că e un talent acolo care se irosește, de aceea chiar mi se pare minunată ideea de a o invita și să vorbească despre experiența ei și care au fost pașii pe care i-a făcut. Da. Scuză-mă că te-am întrerupt. Așa. Al doilea invitat va fi scriuștea, nu Alexandra? Andreea. Andreea, așa. Este o prietenă foarte bună, o să se supere pentru asta. Ei. Andreea, îi spunem scriu de aceea.
care este vicepreședinta Consiliului Național al Tineretului. Așa. Și care este cercetașă în centru și fost o colegă de liceu a mea. Și care a terminat, adică? A terminat. Uh-huh. Este acum la facultate. Uh-huh. Și care este implicată în tot felul de youth forum-uri de la United Nations, merge în tot felul de conferințe din toată lumea. Uh-huh. Și din nou, sunt lucruri, când te gândești că are 20 de ani, cum ai ajuns tu să faci lucrurile astea la 20 de ani, să fii vicepreședinte la 20 de ani? Majoritatea vicepreședinților din Consiliul Tineretului au undeva la 30 de ani. Cum a făcut ea aceste lucruri? Și de asta ni se pare foarte interesant. Și din nou, cum a ajutat-o pe ea sistemul de educație al României să facă aceste interesant. Lucruri? Ajunge și la sistemul de educație, nu? Ăsta este punctul principal. Ăsta da. E principalul subiect? Da. Așa, interesant. Haide că o să discutăm un pic și despre sistemul de educație. Așa. Și de asta, ne alegem invitații. Am folosit cuvântul realizați. Nu știu dacă ăsta este cel mai bun cuvânt, dar oameni pe care noi îi admirăm. Suntem curioși cum au ajuns ei acolo. Ăsta este lucrul cheie pe care îl căutăm într-un invitat. Hai să vorbim un pic despre sistemul ăsta de educație. Ce nu vi se pare? Sau ce, cu ce ați îmbunătățit dacă tot suntem aici? Păi, pentru mine cel puțin, un lucru de care m-am confruntat pe parcursul anilor a fost faptul că uneori nu reușeam să găsesc un scop la informațiile pe care le dobândeam. Adică, pe lângă faptul că știam că trebuie să iau o notă, trebuie să învăț că mă ascultă, adică așa. De ce am nevoie neapărat să folosesc informația asta? Adică cu ce mă aștept pe mine în viitor? Această corelare cu realitatea e o chestie pe care, sincer să fiu, aș vrea să o văd mai des. Pentru că poate există preconcepția aceasta că adolescenții sunt, nu vor să învețe sau da, lasă că știm noi mai bine ce să facem pentru ei. Credeți-mă că adolescenții, dacă au un scop anume, știu exact, ok, bun, dacă eu învăț chestia asta, pe mine poate să mă duc mai departe cu asta, atunci e altceva, au o altă motivație să înveți la materia respectivă. Iar cercetașii, apropo de asta, ca să facem o paralelă, chiar de fapt cu asta vin, cu aplicația, aplicabilitatea practică a informațiilor, adică ei se duc către viață și către cum să te dezvolți și cum să aplici ceea ce ai învățat în viața de zi cu zi. Așadar, tu ai vrea să vezi mai multe informații aplicate practic. Da. Uh-huh. Cristiana, ce e cu sistemul ăsta? Eu am fost mereu atrasă de organizații non-formale și de ONG-uri, de locuri în care pot să mă dezvolt personal și să fac și ceva în care cred. Mi-ar plăcea dacă aș vedea în școlile din România niște materii auxiliare care să sprijine această dezvoltare personală. Adică un fel de opționale sau cum? Opționale, dar chiar și materii de bază. Lucruri care să ne ajute să devenim adulți mai ușor. Dar să cam nu ce anume? Concret, cam ce anume ai vrea tu? Ce materie ai vrea tu să introducem? Educația de dezvoltare personală. Știu că este o inițiativă a unui tip care are tot și el un podcast, de a aduce partea asta de neuroștiințe la școală, de a ne spune, ok, tu s-ar putea să te comporți și să ai emoția asta pentru că ai acești hormoni care te fac să gândești așa și să crezi că asta vrei. Cum ai putea să controlezi anumite reacții? Care sunt sentimentele? Să știi, adică să recunoști ceea ce simți. Să înveți cum funcționează creierul tău și care sunt reacțiile pe care le are organismul, ce influențează atitudinea ta în diverse situații, ce anume influențează reacțiile pe care tu le ai, probabil și emoțiile, cum să lucrezi, adică într-un fel probabil și o dezvoltare emoțională, nu? O dezvoltare emoțională, exact. Cum spunea și Mihnea, ne concentrăm foarte tare pe lucrurile teoretice, încât lucruri practice care ne pot zdruncina într-un fel când o să trebuiască să fim pe cont propriu, sunt cumva lăsate la o parte și de multe ori nu benefic nouă elevilor. Uite, noi am introdus un opțional, adolescență și dezvoltare personală. Wow! Ce inițiativă faină! Am beneficiat de el. Da. Acum, și eu cred că este important să vă cunoaște și să ne cunoaștem. Până la urmă și noi ca dascăl să ne cunoaștem reacțiile, să nu ne lăsăm influențați de starea pe care o avem în relație cu un copil, să nu
forțăm poziția asta de autoritate în relația cu un copil, că dacă pleci de pe poziția aceasta, nu o să ai rezultatul dorit la un adolescent, care de cele mai multe ori se teme. Se teme să răspundă, că îi este teamă să nu fie umilit, să nu râdă cineva de el, se teme că nu e suficient de bun și așa mai departe. Deci eu cred că este important noi ca adulți să ne cunoaștem pe noi. Dar cine știe, poate nu este timpul pierdut. Așadar, ai schimba, tu ai schimba conținutul practic, adică ai lucrat un pic la conținutul, la programa școlară, da? Tu ai introduce materii noi, să zicem, da? Din cele care există, ai face ceva cu ele sau le-ai lăsa așa? Asta e o altă problemă pe care personal o consider existentă, supraîncărcarea programei școlare, adică pentru mine între a 12-a ajunge să fie prea mult la un moment dat, mai ales că este și admiterea la facultate pentru mulți dintre noi, să stau la liceu atât de multe ore și în anumite ore în care poate nu învăț nimic neapărat nou și util în anul acesta. Dacă ar fi mai descărcat măcar în anul terminal, cât să putem să învățăm pentru materiile de bacalaureat și să mai fie niște opționale într-un fel complementorii pentru complementare, mulțumesc, pentru ceea ce facem, în care să ne relaxăm mai mult. Ei vor beneficia din martie de am auzit și sunt foarte geloasă, foarte geloasă. Face numai materiile de bacalaureat și adică vor le vor face și pe celelalte, dar într-o manieră mult mai relaxantă și se vor muta multe online. Și materia de-a 12-a deja în martie va fi terminată, adică practic materia pentru anul acesta va fi încheiată la începutul lui martie, astfel încât să ne ocupăm numai de ce interesează pentru sau mai mult de examenul de bacalaureat. Să sperăm că ne iese. Și dacă se va dovedi că va fi bine, poate că și alte școli vor urma exemplul nostru. Interesant. Ai vorbit de doi invitați. Mai avem și alții? Pe viitor sunt niște oameni la care m-am gândit, ne-am gândit, dar încă nu am apucat să discutăm cu ei, pentru că a fost foarte greu procesul acesta de a ne da seama de ce fel de echipament avem nevoie. Am învățat foarte multe despre IT, nu credeam că o să învăț atât de multe despre IT. Așa, deși tu ești la matematică informatică. Da. Așa. Da, și acum că ne-am dat seama și am reușit să filmăm și primul episod și din nou a fost o adevărată aventură să facem un setup de filmări pentru noi care n-am mai făcut asta până acum, și am reușit să găsim metode prin care să edităm. Urmează să discutăm. O avem următoarea pe Scrioșteanu, Andreea. Andreea, nu-i nimic, o să îi dai un cadou. Da, o să-i dau multe cadouri. Așa. Urmează să ne mai gândim. Ne gândeam să luăm și un cadru didactic sau mai multe cadre didactice, să vedem perspectiva lor acum că am luat niște copii de vârsta noastră. Așadar, voi vă ocupați de tot, de invitat, de tema pe care o discută sau și o alege singur? Cum se întâmplă? Nu, în principiu este o discuție liberă. Uh-huh. Adică moderatorul, cum ar fi, vine cu anumite întrebări, știe în principiu anumite aspecte despre invitat și încercăm să punctăm ce au îndeplinit pe parcursul anilor și care este raportul lui cu educația, cum a perceput el educația pe parcursul anilor, ce a observat el că nu era în regulă și ce ar fi schimbat el. Asta e foarte bine, să spună și care sunt aspectele pe care le consideră negative, pentru că asta duce la o schimbare totuși, la un moment dat, să sperăm că vom trăi momentul în care vom și schimba. Da. Voi filmați, voi stabiliți cine este invitat. Cum poate, uite, să zicem că eu sunt un tânăr care aș fi interesat de proiectul ăsta, unde pot să văd eu podcasturile astea? Deci avem o pagină oficială de Facebook cu numele proiectului Roscout.ted, la fel și pe Instagram, iar episodul va apărea
pe canalul nostru de YouTube, uh-huh, și sperăm că putem să-l încadrăm și pe Facebook. Uh-huh. Așadar, eu pot să vă caut roscout.ro și .ed, scuze, și găsesc sau pe YouTube sau pe Facebook, pe pagina de Facebook, și pot să accesez podcastul, nu? Da. Și pot să-l vizualizez oricând. Da. Primul ați postat sau urmează să-l postați? Urmează să-l postăm. Uh-huh. În principiu, noi am stabilit o dată pentru data de 12 ianuarie. Acum e un lucru absolut nou pe care n-am făcut în viața mea podcast cu oameni. Așa. nici fără, da. Mă rog. Dar e interesant, uite, vezi, n-ai făcut, dar uite, ai făcut acum, da. Ceea ce înseamnă că pe viitor sau următorul va fi mult mai bine realizat și așa mai departe. Deci ai obținut o nouă abilitate. Da, da. În obținerea acestor noi abilități a fost un pic stresant uneori, pentru că a trebuit să te confrunți cu mai multe variabile pe care până acum nu ai făcut-o. Așa. De exemplu, okay, zici, am o idee, vreau să fac un podcast despre educație. Dar cum fac podcastul pentru educație? Asta a fost o chestie care ne-a dat ceva bătăi de cap. Cum facem setup-ul de la valiere, cum promovăm cum trebuie pe social media, care va fi procesul de postproducție, adică cine editează, cum îl editează, ce vrem să păstrăm, ce nu vrem să păstrăm. Astea sunt toate lucruri care ne-am confruntat și sincer să fiu, e o experiență pe care consider foarte relevantă pentru mine. Și îți ia și foarte mult timp, nu, Cristiana? Tot proiectul ăsta, îți ia foarte mult timp. Da, pentru că, după cum spunea și Mihnea, am lovit de lucruri pe care nu aveam cum să ne dăm seama de ele de dinainte, din cauza că nu știam nimic despre cum se face acest lucru. Ne-am aruncat cumva cu capul înainte. Așa că este foarte mult timp de investit. Încercăm, de asta o să avem o postare pe lună pentru a putea să ne concentrăm și pe examenele și pe noastre și pe, da. Dar după ce terminăm cu bacalaureatul, poate o să fie situația diferită. Pentru că să înțeleg că vreți să-l continuați, nu, proiectul? Sau... Cam așa ne propunem. Cam așa vă propuneți. Cine este managerul de proiect? Eu sunt. Tu ești managerul de proiect? Da. Bun. Și mi-ai spus deja că te-ai lovit de multe dificultăți, da? Asta te-au și format. Da. Ai vrut tu să fii managerul de proiect sau te-au ales alții? Nu, eu am vrut. Ai vrut. Te-am și ales. Ok, e bine știut. Ai și fost ales, fii atent, nu numai că ai vrut, ai fost ales, da? Spune-mi, ce altceva ai mai învățat ca manager de proiect? Păi până acum nu am interacționat niciodată cu presa locală. N-am știut să interacționez cu presa locală. Okay. A trebuit să caut comunicat de presă ce înseamnă. Adică, da. Și a fost o experiență. Adică ai învățat care... să faci un comunicat de presă, ai învățat să interacționezi cu oamenii din presă, da? Da, și uneori a fost stresant că pur și simplu aveam anumite direcții în care mergeam, în care poate nu erau corecte, zicem. Nu urmăream. Ai fost dezamăgit de maturii din ecuație? Nu neapărat, nu pot să zic acest lucru. Mai degrabă, eu sunt persoana destul de critică cu propria mea persoană și nu prea îmi place să arunc vina pe alții. Toți suntem, sau mulți dintre noi suntem, ne flagelăm în continuu, da, să știi. Da, așa? Da. Ceea ce nu-i foarte bine. Nu. Pentru stima de sine nu este foarte bine să tot timpul să îți reproșezi chestia asta. E foarte important și cum îți reproșezi și cum abordezi situația. Dar da, astea sunt lucruri cu care te confrunți în viața de zi cu zi. Adică ca adult cu asta te confrunți. Și asta e una dintre motivațiile pentru care tot încerc să fac proiecte de genul acesta, pentru că să fii adult e greu. Chiar e greu, nu e așa? Da. Cristiana, e greu să fii adult și să faci lucrurile să funcționeze, oamenii să fie responsabili, fiecare să-și facă jobul lui acolo, ceea ce e în dreptul lui să fie bine realizat, nu? Devine din ce în ce mai dificil. Devine? Într-adevăr, devine din ce în ce mai dificil și ați spus de a responsabiliza oamenii din jurul tău. Mi se pare cel mai complicat să mă responsabilizez pe mine însă. Să știu că am niște deadline-uri și prin asta, asta m-a ajutat foarte mult cerceta și să nu procrastinez atât de mult, să fac niște lucruri, să știu când oamenii se bazează pe mine și că eu sunt singura persoană care o să treagă de mine însă pe parcursul vieții, că nu o să mai fie mami și tati să mă tragă de mânecuță. De asta proiectele acestea în care trebuie tu
cu mâinile tale și cu ajutorul unor oameni, trebuie să colaborezi cu niște colegi aici, avem noroc că suntem și prieteni, și să faceți niște lucruri împreună, ridică niște lucruri pe care nu le-am întâlnit în alte situații. Și atunci este foarte interesant. Auzi, acum ar fi ca, eu știu, sala de clasă sau colegii din sala, din clasa în care sunteți, să fie ca la cercetășii, așa, să fiți o grupă de... Cum ar fi? Ca o clasă să fie așa, să aibă valori comune, să aibă scopuri comune, să facă activități cu ceilalți, pentru ceilalți, cum ar fi? Ar fi minunat, pentru că mie personal îmi place foarte mult la cercetași și cred că ceea ce ne-a adus cum suntem, sunt discuțiile foarte deschise cu adulții din jurul nostru, sunt explicațiile lor care au poate niște analogii pe care noi le putem înțelege mai bine, la care putem să empatizăm. Și în același timp mai este și lucrul în echipă, unde la cercetare se pune foarte mult amprenta pe lucrul în echipă. Pot spune că în acești 12 ani de școală lucrul în echipă n-a fost foarte evidențiat și este ceva ce lipsește și îmi dau seama, de exemplu, în momentul în care trebuie să fac un proiect de grup. Nu există lucru în echipă acolo. Maxim discutăm, ok, tu cauți asta, eu le pun în PowerPoint, tu prezinți. Ceea ce nu este... De fapt, lucru în echipă. Exact. Nu ne învață prea mult asta. Și dacă, nu știu, poate... Asta este chiar un subiect pe care vrem să-l abordăm în podcast. Lucrul în echipă, de a se face poate niște proiecte la clasă, de a fi mult mai încurajat, de a se găsi niște proiecte care să aibă și un rezultat, pentru că nouă ne place foarte mult să avem ceva în mâinile noastre, să vedem un rezultat, să știm unde duce ceea ce învățăm și să fim obligați la început chiar să colaborăm, pentru că este o ieșire din zona de confort, da. Într-adevăr. Da. Mihnea, cum ar fi să fie clasa așa unită și să... A durat ceva timp să mă ajustez la noua situație, sigur, dar pe termen lung cred că ar fi beneficii destul de vizibile. Adică, cum a spus și Cristiana, în momentul de față nu cred că colaborarea în echipă este ceea ce trebuie să fie. Voi aveți și o competiție așa, nu știu, inexplicabilă între voi, ceea ce duce uneori la oarecare răutate, așa? Da. N-am înțeles de ce, poate sistemul, nu știu, nu-mi dau seama, sau presiunea notelor pe care tot voi o puneți, nu-mi dau seama, nu realizez, încă n-am realizat de ce trebuie să fim în competiție. Dar văd niște poze minunate care se derulează acolo pe fundal și uite așa aș vrea, eu așa văd eu clasa ideală, copii care să fie împreună pentru un scop, pentru niște valori, ăsta e idealul educațional, zic eu. Către asta, care să învețe să aprecieze natura, să se bucure de frumusețile naturii, să învețe să gestioneze viața în condiții inedite, extreme, da? Pentru că noi chiar nu suntem pregătiți. Dacă, Doamne ferește, ceva s-ar întâmpla, noi nu știm să ne gestionăm existența. Și ar fi foarte important să știm. Și văd bucuria de pe fețele voastre în pozele astea. Și mi se pare minunat. Asta este o parte din activitățile la care ați participat voi? Da. Da. Cele mai multe din activități unde le țineți? În principiu, fiecare centru local are un sediu. Uh-huh. Iar aceste activități se țin la sediu. În fiecare săptămână este un program. Acum, fiind limitați de pandemie, a fost... un pic greu să... Ne-am întâlnit online, bineînțeles, nu e același lucru, mai ales în cazul de față. Da, așa. Dar încercăm, ce vă spuneam, o săptămână să ne întâlnim, să discutăm anumite teme pe care o propune liderul. Hai să facem că mai avem 5 minute și aș vrea să încercăm să promovăm proiectul. În afară de simpla prezență pe un Facebook sau pe... mijloacele astea, rețelele astea de socializare pe care copiii le pot accesa sau nu. V-ați gândit și la altceva? Uite, de exemplu, mie mi-a venit acum în minte cum să facem la noi. Să mergem în sala de festivități și să punem
măcar unul, două din podcasturile voastre. V-ați gândit și la altă metodă, pentru ca informația să ajungă la copil? Uneori ai zis tu foarte frumos, Cristiana, să mai fim și obligați să ne împrietenim sau să lucrăm în, da? Pentru că altfel stăm în zona noastră de comoditate. Cum ați putea să-l promovați și altfel? Da, deci ne-am gândit și noi la faptul că ar trebui să începem să promovăm în licee proiectul, pentru că este de interes pentru elevii din România. Și da, în principiu a fost această atragere către social media, pentru că foarte multă lume folosește social media, în ce în ce mai folosit, și pur și simplu sunt printre cele mai eficiente metode de a ajunge informația la persoană. Dar știi cum poți? Că până la urmă, încă o dată, dacă îi dai de ales, poate să aleagă să nu se uite, că e în zona lui. Da? Dar poate să fie, nu știu, o propunere către școli ca în timpul unei ore de dirigenție să intre pe internet și să vadă, să acceseze cât durează un podcast. 25 de minute, 30 de minute? 25 de minute. Tocmai bine pentru o oră. Și mai rămâne și timp de discuții cu elevii. Adică ar fi păcat să rămână așa și să rămână la opțiunea intru sau nu intru, sunt atras sau nu sunt atras. Uneori copilul mai are nevoie și să fie forțat să se ducă acolo, pentru că dacă se duce acolo, poate că zice un wow, ia uite ce se întâmplă aici și eu n-am știut, sau uite cum a realizat ceva în viața lui X și aș putea și eu să fac asta, sau uite cum să-mi îndeplinesc obiectivele, că trebuie neapărat să fiu proactiv, să trag de mine, să-mi pun termene, să le bifez, da? Adică eu una mi-aș dori de la voi, pentru că îmi place ideea proiectului, să nu lăsați doar așa la copilul poate să fie motivat așa de la sine. Nu poate să fie motivat. Pornim și de la ideea că nu este motivat. Și atunci poate facem niște scrisori către școli, către directori, să le promoveze la orele de dirigenție. Ce ziceți de asta? Asta sună extraordinar. Începem cu noi, mi se pare, eu sunt dispusă să o facem. Adică dacă voi sunteți gata cu 1-2, începem cu noi și o să vedeți că accesul copiilor la ele este foarte important și uneori e nevoie să fie cineva acolo care să-l forțeze să stea. Da. Pentru că mai avem foarte puțin, nu știu cât, dar o să-mi spună colegii mei, hai să vedem și un gând, Mihnea. Ce ai vrea tu să le transmiți tinerilor care ne ascultă, părinților sau oamenilor care sunt la ora asta alături de noi? Păi, în primul rând vreau să transmit faptul că toată lumea poate să aducă o contribuție să schimbe sistemul de educație. Este vorba doar despre să încercăm cu toții să aducem în acest fel, prin promovabilitatea proiectului poate, sau prin aducerea de noi inițiative în școli, sau pur și simplu susținerea elevilor să-și spună părerea în timpul claselor. Fiecare dintre noi poate să-și aducă, cât de mică e contribuția, dar să împingă totuși aceste schimbări pe care noi elevii chiar le dorim. Adică fiecare poate să contribuie, e nevoie doar să-ți dorești să contribui și să împingi lucrurile, să fii proactiv, nu să stai să aștepți. Da? Da. Bun. Cristiana? Să încerce să își ridice stima de sine. Câteodată în liceu mai ales poți să ai impresia că pierzi lucrurile, că aoleu, pic la materia asta, trebuie neapărat. Mai ales la matematică. Da. Nu mă duce capul. Sunt lucruri care nu sunt adevărate. Să încerce să își găsească lucrurile la care sunt buni și să facă acolo, să-și găsească pasiunea și că acel sentiment de nu știu ce fac cu viața mea e prezent la toți și mie mi-a luat foarte mult să conștientizez lucrul ăsta și doar prin proiecte de acest gen poți simți că poate îți găsești vreun drum. Mulțumesc, vă mulțumesc, stimați telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră. Până data viitoare, vă urez vizionare plăcută!